de la o ceartă între Anemona și Hatige s-a ajuns uh, în live la un conflict între Hatige și Cătălina, dar și Vlad a intervenit și el. Ați văzut că pe material în timp ce cele două își spuneau nemulțumirile una la adresa celeilalte, Hatige și Anemona, Cătălina a intervenit cu două replici, uh, odată a zis că la tascuri se văd uh, Prieteniile astea care de fapt ei sunt în casă, prieteni și la tascuri se destramă cumva aceste apropieri. Pentru că știți, într-adevăr, Anemona și Hatige au fost mai apropiate, chiar s-a mai confesat lui Hatige în legătură cu Antonio și au discutat și pe alte subiecte ce nu țin de organizarea din Casa Mireasa. Nu e prima dată când o aud pe Cătălina că spune faptul că la tascul acesta a văzut multe, nu prea le-a detaliat până acum, așteptăm să vedem ce o să mai spună, dar se referă probabil la oamenii din casă care sunt cumva nesinceri, cu mai multe fețe, după interese, cine știe.